Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, stimați invitați, domnule primar, onorate oficialități și fețe bisericești! Astă seară, acum în fapt de seară, ne vom bucura și vom sărbători anticipat Seara Sfântă de Crăciun. În fiecare an, de 24 de ani încoace, la șimleul Silvaniei, înainte de nașterea Domnului, se organizează acest concert devenit o frumoasă tradiție în orașul nostru, sugestiv numit O ce veste minunată. Acest concert, acest eveniment, reunește principalele coruri ale cultelor religioase creștine din orașul nostru. Prin urmare, astă seară veți asculta colinde din repertoriul românesc, colinde din repertoriul internațional, se va cânta în limba română, se va cânta în engleză, în maghiară și toate aceste frumoase cuvinte, aceste versuri stilizate sau arhaice, vorbesc despre șimleul creștin, despre ceea ce suntem noi. În spatele meu sunt astă seară coriștii de la Biserica Ortodoxă numărul 2 și Șimleu Silvaniei, conduși de domnul profesor Albu Traian. Colindele sunt un dialog al pământului cu cerul. Sunt răspunsul nostru al oamenilor la iubirea divină. Colindele se cântă în grup, pentru că și păstorii, și magii, și îngerii din ceruri nu au fost singuri atunci când au adus laudă Mântuitorului. Rolul colindelor este acela de a ne purta inevitabil spre ulița copilăriei. Este surprinzător cum, întotdeauna când auzim colinde, ne întoarcem în vremea copilăriei. Suntem fiecare dintre noi, măcar un pic, copii. Vă doresc ca în această seară, stimat auditoriu, ca în această seară să vă bucurați de frumusețea, pacea, iubirea și liniștea Crăciunului. Coriștii de la Biserica Mică, de altfel cel mai numeros cor, care participă în seara aceasta la spectacolul nostru, va deschide spectacolul cu colinda Gazde mari, nu mai dormiți. La români, această colindă se cânta la fiecare casă, la fereastră, și avea rolul de a trezi gazdele în mod ritualic pentru a primi colindătorii. Cea de-a doua colindă va fi Asta e seara de Crăciun și colindăm colind. Vă urăm succes, dumneavoastră audiție plăcută și să nu vă uitați telefoanele închise la finalul spectacolului. Ne-am născut într-o colindă, tot sub mila Domnului, și-am agățat pe oglindă spiritul Crăciunului. Ne-am născut într-o colindă, nu-i niciunul mai presus, este ceasul împăcării, cum ne-a spus Domnul Iisus. Ne aduc pacea și lumina, aduc bradul strămoșesc, de nuci, mere, tolba-i plină, e Crăciun și vă iubesc. Oh,
dăm de Crăciun că aveți sufletul bun și vă facem o urare în ajun de sărbătoare. Colindului dumneavoastră, rafinamentul interpretării, originalitatea repertorului abordat și, în ultimul rând, carisma dirijorului, domnul Aldo Traian, la cei 81 de ani, știe să adune în jurul său și tineri și vârstnici și să le armonizeze vocile într-un cânt memorabil. Ne-au colindat colind coriștii de la Biserica Ortodoxă numărul 2 din Șimleu, Silvanie. Vă așteptăm și la anul. Și mulți ani de aici înainte. Până se așează în scenă următorul grup, eu voi încerca să acopăr acest interval cu câteva informații legate de grupurile care evoluează astă seară în fața dumneavoastră. Se pregătesc pentru a vă aduce bucuria Crăciunului, pentru a vă picura în suflet pacea, iubirea și liniștea acestui mare praznic, grupul vocal-instrumental al Bisericii Betania și al Bisericilor Pentecostale din Bazinul Șimleu. Ei sunt conduși de domnul Daniel Lucuț. Vor interpreta trei piese. Prima se numește A Little Town of Bethlehem. Este un colind american din secolul al XIX-lea și a fost tradus și în limba română. Vă voi cita din prima strofă. O Bethlehem, oraș micuț, cum stai de liniștit, în timp ce mii de stele sus aleargă în infinit. La tine în întuneric lumina s-a născut. O iesle-n staul doar ai dat celui fără de început. Cel de-al doilea colind este un colind din repertoriul englez, Joy of the World, și a fost cel mai publicat colind în America de Nord în secolul al XX-lea. Vor încheia cu Aleluia. Este cea de-a doua parte din oratoriul Mesia, scris de Georg Friedrich Händel, și refrenul se încheie cu Aleluia, adică lăudați-l pe Domnul. Vor aduce laudă lui Dumnezeu, așa cum v-am amintit de la început, grupul Bisericii Betania.
Îi felicităm pe acești minunați tineri și dacă facem un calcul simplu, când ne întrebăm cam câte ore, 10 de ore de muncă stau în spatele, câte ore de repetiții stau în spatele acestei perfecțiuni, cu siguranță ajungem la un număr foarte mare. Se pregătesc să intre în scenă grupul Bisericii Creștine Baptiste numărul 1, conduși de domnul pastor Samuel Bicu. Cred că sunteți de acord cu mine că momentul acesta este o sărbătoare a Șimleului. Este darul creștinilor noștri, făcut Mântuitorul Iisus Hristos și nu în ultimul rând nouă. E bucurie, e cântec, e iubire, e poezie. Imnografia nașterii Domnului pune în lumină faptul că întruparea a unit cerul cu pământul și pe noi unii cu alții. Și pentru aceasta a căpătat o anumită transfigurare. Grupul care vine de la Biserica Creștină Baptistă numărul 1 va interpreta pentru început piesa O prunc divin, vor continua cu Mergi și spune pretutindeni, iar în încheiere ne vor aminti de Noaptea Sfântă de Crăciun.
Thank you.
Mulțumim foarte mult grupului vocal de la Biserica Baptistă numărul 1, condus de domnul pastor Samuel Bucur. Nașterea Domnului scoate în lumină familia. Poate nu întâmplător, în acest grup sunt foarte mulți membri ai familiei Bucur. Nașterea Domnului unește sacrul cu profanul, ritual și datină, modernitate și tradiție, toate împletite în puntea vie care leagă un an de altul.